Salvamarii din Costinești fac acuzații grave. Un tânăr salvator susține că a fost nopit în bătaie de superiorul său și a ajuns la spital. Asta în timp ce șeful ar fi trebuit să fie în concediu medical. Bărbatul a mai avut astfel de manifestări violente față de colegii săi. Salvamarul povestește îngrozit cum s-a trezit brusc lovit din spate și împins cu forța în interiorul foișorului destinat salvatorilor. Și m-a aruncat în cameră. Fata aceea a fugit și înăuntru în cameră a început scandalul. Mi-a luat mâna, mi-a ridicat-o la spate, mi-a sus-o la spate. Aici mă doare foarte tare. M-a dat cu pumnul în cap. M-a amenințat că mă omoară dacă mai vine a doua zi la muncă dimineața. Colegii lui se tem să mai vină la serviciu din cauza bătăușului, deoarece acesta vine băut și este foarte agresiv cu ei. L-a băgat în birou și se auzea foarte clar cum lovește. Cu mâini, cu picioare, cu palme, nu pot să descriu cuvintele, sunetele pe care le-a produs. Și în cameră, când am ajuns la cazare, a continuat și a fost runda a doua, să spun așa. L-a bătut cu lustra și l-a băgat în dulap. Consum alcool foarte des și asta îi dă o stare de agresivitate foarte, foarte mare. Și ăsta este modul lui de a-și rezolva problema lui. Bate angajații, bate salvamarii. Chiar și anul trecut s-a întâmplat mai multe cazuri în care dânsul și-a permis să lovească angajații. Acum bărbatul este cercetat disciplinar. Acesta este angajat în cadrul inspectoratului din anul 2006. La data la care s-a întâmplat presupusul incident, într-adevăr, colegul nostru era în concediu medical. Ultimul incident provocat de agresor a fost distrugerea sistemului de supraveghere instalat special pentru prevenirea actelor de violență.